NIO este o companie chinezească care produce vehicule electrice din gama premium smart electric. Numele NIO se traduce în chineză prin cerul albastru care vine. Nume care derivă din viziunea celor de la NIO referitoare la un viitor plin de ceruri albastre. Lucru care în ultimii ani nu prea s-a mai văzut în China datorită poluării foarte mari la care este supusă toată țara în urma industrializării excesive. NIO a devenit publică în 2018 și este o companie EV pură. Datorită hotărârii Chinei de a deveni neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon până în 2060, guvernul chinez s-a angajat să crească cota de piață a vehiculelor electrice la 20% față de actualul 5% în următorii 5 ani, poziționând NIO foarte bine să beneficieze de acest fenomen. Faptul că această companie are sediu pe cea mai mare piață de vehicule electrice din lume, China, ceea ce înseamnă un grup mare de clienți potențiali, îi permite de asemenea lui NIO să oferă o concurență serioasă operațiunilor Tesla din China. Analiștii au prognozat obiective agresive de vânzări pentru companie, așteptând ca veniturile acestei companii să crească cu 200% până în 2022. Dacă ne uităm la ratingurile date de analiști, avem următoarele. Daiwa, position, buy, price target 59 de dolari. Deutsche Bank, buy 50 de dolari. UBS, hold 55 de dolari. Goldman Sachs, hold 59 de dolari. Merrill Lynch, buy 54,7 dolari. Credit Suisse, buy 60 de dolari. Wolfe Research, hold 46 de dolari. Citigroup, buy 46,4 dolari. JP Morgan, buy 50 de dolari. De asemenea, investitorii par să aibă o viziune foarte bullish în ceea ce privește perspectivele companiei, așa cum este văzut de faptul că creșterea acțiunilor NIO în acest an a fost una explosivă, propulsând de valoarea pieței la aproximativ 60 de miliarde de dolari. Luând în context, General Motors, care e o companie veche de 100 de ani, are o evaluare similară în timp ce produce mult mai multe mașini, 7,7 milioane în 2019, comparativ cu NIO, care a vândut aproape 37.000 de vehicule anul acesta. De fapt, chiar și noile startup-uri din industria vehiculelor electrice, cum ar fi XPeng și Li Auto, care și-au lansat recent IPO-urile, au văzut de asemenea capitalizările lor de piață crescând la niveluri similare cu cele ale producătorilor auto tradiționali. Având în vedere impulsul Chinei către politici ecologice și faptul că e o piață uriașă în care se exploateze acest lucru, concurența pe piața chinezească s-a încins foarte serios în ultima vreme. Și mulți jucători își doresc acum o cotă de piață cât mai mare din cota de 20% care se estimează că va fi ocupată de vehiculele electrice pe piața chinezească. Cum intenționează NIO să se deosebească de ceilalți jucători EV? În luna august acestui an, compania a lansat un model de abonament la baterie, denumindu-l Baterie ca Serviciu, BAS, BAS din engleză, pe scurtare. Conform acestui plan, clienții pot achiziționa mașini NIO fără baterie, care este de obicei cea mai scumpă componentă a unui vehicul electric. Acest lucru ar putea scădea prețul total al mașinii cu aproximativ 10.000 de dolari, iar clienții se pot abona la un pachet de baterii de 70 de kW
la cam 130 de dolari pe lună. În esență, acest lucru înseamnă că NIO oferă clienților săi opțiunea de a separa achiziția de mașini și baterii, făcând mașinile sale mai accesibile de cumpărat și, prin urmare, mai atractive. În plus, înseamnă de asemenea că pe măsură ce bateriile se îmbunătățesc, șoferii le pot actualiza cu ușurință. Pentru NIO, acest lucru înseamnă că compania ar putea vedea vânzări crescute, făcând vehiculele sale mai accesibile, iar modelul de abonament creează un flux continuu de venituri pentru companie. Compania oferă de asemenea și un serviciu de schimbare a bateriei. În loc să aștepte încărcarea vehiculelor, ceea ce durează de obicei mult timp, în cazul Tesla se recomandă să lași mașina peste noapte, dacă nu ai vreun supercharger în apropiere unde ai putea să încarci în general cam într-o oră și ceva o baterie. Șoferii își pot schimba bateriile goale cu cele complet încărcate în 3 minute la una dintre aceste stații de schimb ale bateriilor pentru NIO. Astăzi NIO a crescut cu 2,71% după ce ieri a mai crescut cu încă 6 și ceva la sută, de la un minim atins pentru ultima lună de 39,70 de dolari la 44,72 astăzi. Întrucât mai sunt multe lucruri de spus, voi continua în episoadele următoare cu analiza asupra NIO. Și eventual voi reveni dacă apar noutăți cu câte un episod punctual pe ultimele știri referitoare la această companie.